nici nu este greu de găsit Domnul pentru cel care are o atitudine sinceră și inimă doritoare de a-L cunoaște, de a-L găsi, de a-L întâlni pe Domnul. Pentru cei care aveți Biblia, vă invit să o deschideți și de data aceasta la pagina 1014, Evanghelia după Luca, la capitolul 18, și voi citi de la versetul 31, Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, începând cu versetul 31. Cei care aveți Biblia, urmăriți în Biblie, cei care nu aveți, urmăriți când se proiectează, care nici așa, ascultați-mă, eu îmi voi da silința să citesc totuși clar. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ și îl vor scuipa și, după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus: trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare: fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis: capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Tată bun care ești în cer, în numele scump a Fiului tău, a Domnului Iisus Hristos, în această seară noi ne aflăm împreună aici și am declarat locul acesta casa ta și ne-am adunat aici în numele tău, a Domnului Iisus. Și avem credința, credința naivă, credința biblică, că Tu ești prezent cu noi aici. De aceea ne subordonăm voii Tale, ne expunem la auzirea cuvântului Tău și suntem doritori să ne transmiți adevărul Tău și să iei decizii cu privire la noi și să ne învrednicești să luăm decizii cu privire la Tine. Doamne, Te rugăm, binecuvântă întreaga adunare. Suntem aici atâtea suflete venite cu cel puțin atâtea probleme. Dar nimeni dintre noi nu se poate ascunde de Tine, pentru că Tu cunoști totul înainte ca noi să-ți spunem, înainte ca să ne iasă cuvântul pe buze, Tu-l și cunoști. Doamne, credem că al Tău cuvânt are putere și astăzi să atingă inimi, minți, vieți, familii și dorim din toată inima să fim mai asemănători Ție, mai plăcuți Ție, mai aproape de Tine, Doamne. Te rog din toată inima, binecuvântă întreaga adunare. Doamne, Tu ești păstorul mare, marele păstor al oilor. Te rog, ocupă-Te de mielușei, de oițe și de oi,
credem că ești aici, că îți place de noi, că îți pasă de noi, că ești interesat de noi mai mult decât suntem noi interesați de noi. Mulțumim că ne iubești și ne asculți. În numele Tău, a Domnului Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile, frați și surori. În cazul în care oamenii vin obosiți la slujbă, la slujire, la rugăciune, la părtășie, ceva i-a obosit. Ați mers vreodată la mâncare, la masă undeva, să fie o masă bogată, pregătită și cineva să spună, nu pot să mănânc. Nu pot să... Dar de ce? Ești sătul? Nu sătul, dar nu pot să mănânc. Dar de ce? Am ciugulit ceva așa și mi-am stricat foamea. Dar cu ce s-a stricat foamea? Cu niște semințe, cu niște snacks, cu niște temirce. Astea sunt niște produse pe care noi le luăm neatenți și acestea ne strică foamea. Ele nu au valoare de lapte, de carne, de pâine. Ele sunt surogate, făcute să strice foamea. În cazul în care mergem la masa Domnului, la părtășie, la închinare, la rugăciune, la biserică, și deși nu am citit Biblia, deși nu am fost la biserică, deși nu am fost la rugăciune, venim la părtășie și ni s-a stricat foamea, ni s-a stricat foamea pentru că am consumat surogate. Câte ore pe telefon din zi ale strică foamea spirituală? E doar un exemplu, nu mai spun de altele, gata, atât. Ajunge că de aici încolo deja le puteți duce dumneavoastră. Astea strică foamea. Și mintea, și, sau altele ca acestea, mintea și inima noastră este încărcată cu aceste produse nocive, foamea este stricată și sufletul nostru tânjește. Și este bolnav și este flămând și într-o stare de inaniție. Pentru că nu i-am dat ce trebuia să-i dăm. Când am mers a doua oară la spital, la spitalul militar pentru o altă intervenție chirurgicală, eram la perfuzie și a intrat doctorii și au intrat doctorii și cu și eu am spus ca unul care îi cunoșteam și mă cunoșteam, am zis, am o întrebare către dumneavoastră, ce se întâmplă că atunci când sunt acasă mănânc, mi-e foame, am apetit. De ce aici nu mi-este foame? Și ei au arătat spre flaconul acela în care era un lichid, un produs. Și a spus, vă hrăniți artificial. De aia nu vă mai este foame. Când nu ne mai este foame de Biblie, de rugăciune, de Evanghelie, de cântare, de Duhul Sfânt, de har, de părtășie, ne-am hrănit artificial și e rău. Hrana, produsele artificiale produc monștri, produc tumori, produc boli, oameni supraponderali. Produsele acestea provoacă dependențe. Laptele, pâinea, carnea, mâncare nu provoacă dependențe. Acestea sunt necesare, trăim din ele. Ceea ce mi-a dat Domnul să aduc oamenilor și să vă aduc în seara aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, care este mai dulce decât picurul, decât miere, decât picurul din fagure. Este har, este adevăr, este biruință, este binecuvântare. Lăudat să fie Domnul Iisus! Îmi place să cred că până aici am fost bineînțeles. Și din această introducere o luați ca o atenționare venită de la un prieten, ca în viitor să se aprindă semnalul de alarmă și să te întrebi când, mă, dar nu te-am văzut de vreo două luni la adunare. Nu, frate, eu sunt bine.
Eu sunt bine, frate. Dar cum, soțul? Bine, frate. Ți se pare ție că ești bine. Dacă reziști o zi, două, trei, o săptămână, două, trei, o lună, două, trei, fără a veni în părtășie cu frații și cu Evanghelie, cu biserica, ești pe căi rătăcite, chiar dacă nu te îmbeți, chiar dacă nu te droghezi, chiar dacă nu furi, te hrănești cu surogate. Și sufletul meu și sufletul tău nu are nevoie de euri, de chimicale. Sufletul nostru are nevoie de apa curată, care este izvor nesecat adevărului Dumnezeu. Binecuvântat fie Domnul Iisus! Cuvântul pe care l-am citit ne-l arată pe El, pe Domnul, care, după ce a avut o prezentare, o pildă a unui tânăr care vine bogat și care încearcă să-și justifice accesul la împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor lui ceva ce nu ar fi spus de pe scenă, nu ar fi spus în mass media, să știe mapamondu. Era ceva profund, era ceva cu greutate, ce voia să spună doar ucenicilor lui. Chestiuni de o importanță covârșitoare, deloc simple. Mergem la Ierusalim, voi fi dat pe mâna oamenilor, voi fi vândut, voi fi legat, voi fi batjocorit, voi fi crucificat, mă vor omorâ, nu vorbești ușor despre aceasta, mă vor omorâ, dar a treia zi voi învia. Și continua să meargă. Pentru că El, Domnul Iisus Hristos, este Evanghelia, este adevărul, dar Evanghelia este adevărul despre adevăr. Pentru că adevărul pur este însuși Domnul Iisus Hristos. Evanghelia pură este mai mult decât o carte, este El. El este învierea și viața, El este adevărul, binecuvântat fie Domnul Iisus. El este Evanghelia în mișcare. El, spune Biblia, străbătea toate satele și cetățile în Evanghelia după Matei, capitolul 9 cu 36. Zice, străbătea toate satele și cetățile cu scop clar, învățându-i pe oameni, atinge dimensiunea intelectuală, îi învață pe oameni cum să vorbească, cum să mănânce, cum să se îmbrace, cum să comunice, cum să se comporte, cum să relaționeze. Asta atinge Evanghelia, Domnul Iisus Hristos, întâlnirea cu Domnul Iisus rezolvă problema aceasta intelectuală, ne învață. O cântare veche pe care noi o cântam spunea: Biblia mă învață să trăiesc o viață mai aproape de Iisus. Ne învață. Îi învăța pe oameni, atinge și dimensiunea spirituală, propovăduia Evanghelia. Învățătura lui nu era legată din ziare, din Wikipedia, de pe Google. Învățătura lui era pură, era din Dumnezeu, era Evanghelie. Propovăduia Evanghelia, atinge dimensiunea spirituală în călătoriile lui. Și zice, vindeca orice boală și orice suferință, atinge dimensiunea fizică. Și se uita și spune, lui Iisus îi este milă de gloate. Știți ceva? Astăzi, dacă Domnul Iisus Hristos ar trece pe aici printre noi, prin cartierele răufamate, prin zonele acelea din lumea arabă, unde oamenii mor sfârtecați, unde unii furioși sunt dispuși să ia viața semenului la o clipită, fără, Domnul s-ar uita cu milă. Lui i-a fost și este milă de mulțimi. Slavă ție, Doamne Iisuse! Asta e dimensiunea socială. Și ca unul care este milos și căruia îi pasă de toate categoriile de oameni, de la Ierusalim merge spre Ierihon. Și îl urmează ucenicii lui. Și unde merge Domnul, vin oamenii. Pentru că Domnul face bine. Pe El nu-l suspectezi de nesinceritate, pe El nu-l suspectezi de lăcomie, de răutate, de duplicitate, de fățărnicie. În El ai încredere, El are o curăție dumnezeiască. Nici copiii nu sunt ca El. Cobora spre Ierihon. Și mergând spre Ierihon, unde sunt mulțimi,
sunt și oameni nevoiași. Unul vinde, altul cumpără, unii exploatează pe alții, alții sunt exploatați, unii sunt sătui și aruncă mâncarea, nu m-au gustat-o și o aruncă. În lumea noastră, milioane de tone de mâncare bună se aruncă zilnic și alții mor de foame, așa era și atunci, la o altă scară. Unii se plimbă să braveze, să etapeze, să arate că să epateze, să arate că ce grozavi sunt ei, ce bine sunt îmbrăcați. Altul este desculț în strâmțe. Și Domnul Iisus trece pe acolo. Ierihonul este o zonă răufamată. Cei care au vizitat Israelul știu. E o zonă de pustiu, e o zonă nisipoasă. Și sunt oameni acolo care te așteaptă și cum ai ajuns cu autocarul, încep să vândă chițâbușii, abții bilduri și spun 10 lei, 5 lei, cu tare. Deja ei vorbesc românește. Acolo este și cineva care cerșește și nu are pe nimeni. Pe acolo trece și Domnul Iisus Hristos. Iar eu fiind pentru a doua oară la dumneavoastră, vin cu un mesaj, cu o predică, tot din seria intitulată Întâlnirea. Și acum împreună dăm titlul și acestei predici și acestui mesaj. Întâlnirea. Vineri am spus întâlnirea dintre valuri. Astăzi am spus întâlnirea din odăiță. Dar aici cum să o numim? Citim așa. Ierihonul este o cetate, o localitate nepreferată, nefrecventabilă. E o localitate, e o zonă periferică. Acolo vine Domnul Iisus Hristos. Trece pe drumul acela și spune Biblia, acolo era un om care ședea. Unde? Lângă drum. Nici măcar pe drum. Lângă undeva. Lasă-i mă să treacă ei ăștia cu bicicletele, cu rolele, ăștia cu mașinile, cu scârție roți. Lasă. Eu stau acolo undeva pe bordură, pe zonă, în tufiș. Mi-e suficient atât. Lângă drum. Și era și orb. El nu aducea bani la buget să plătească taxe. El doar trăia din ajutor social. El nu era o elită, nu era un sprijin pentru ceilalți. El era un om simplu ca al nimănui. Fiul lui Timeu, Bartimeu, cerșetor și orb. Toate ingredientele pe care să nu ți-l dorești în anturaj. Toate ingredientele ca să nu ți-l dorești între prieteni, în satul tău, în familia ta, să nu-l dorești în firma ta. Ca să nu-l dorești să te întâlnești cu el. Și numim asta întâlnirea la periferie. Se apropia Iisus de Ierihon și acolo era un cerșetor orb la marginea drumului și cerșea. A auzit mulțimea trecând, că treceau oameni pe acolo. Și dacă vă aduceți aminte când erați acasă la țară și era o liniște profundă, dacă găinile, cocoșul trecea în jurul casei, pe terasă, pe prispa casei, îl auzeai că trece în liniște. Dacă îmi trece un om și mai bine, dar când trece o mulțime de oameni, chiar dacă nu vezi, e o mulțime de oameni, ce se întâmplă, domnule? Cine vine? Cine pleacă? Păi nu cine, că sunt mulți. Bun, dar ce se plimbă? Că se întâmplă ceva special. Nu s-a mai întâmplat. Trece Iisus din Nazaret. Iisus? Interesant. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ce strigi, mă, așa? L-ai văzut? Ai stat de vorbă cu el? Ai stat în aceeași bancă cu el în clasă?
Ai fost la aceeași școală cu el? Ai făcut teologia împreună cu el? Ce vorbești despre Iisus? Am auzit despre Iisus că au fost unii oameni care veneau pe aici și spărgeau semințe și vorbeau și bârfeau și unii au spus că Iisus este un galileian, că unii spun că ar fi venit din cer, unii spun că e un fel de Dumnezeu, unii spun că nu are păcate, că nu are vină, că nu e un om oarecare, e un om care nu a greșit niciodată, tot ce începe finalizează, nimeni nu-l poate pune în dificultate, nu există ceva care să-l pună la încurcătură, nu există problemă, nu există munte, nu există amenințare ca să-l sperie. Iisus e Dumnezeu, Iisus, ai milă de mine! Cine ți-a zis așa, mă? Tu chiar crezi asta? Nu, eu nu i-am citit scrierile, nu i-am ascultat predicile, dar au trecut pe aici niște oameni și mi-au zis de el că Iisus e frumos. Mi-a spus că Iisus e bun, că Iisus, dacă reușești să-L ai prieten, nu-ți mai trebuie alt prieten. Că dacă-L asculți pe Iisus, te mângâie, te vindecă, te ridică, te îmbogățește. Am auzit că Iisus e milos și e milă, El are milă și de cerșetor și de bolnav și de străin și de cei din etnii, din minorități. Nu contează că ești evreu, că nu ești evreu. Lui e milă de oameni. Că El nu-i doar om, El e Dumnezeu. Cei ce mergeau înainte, mă, ține-ți gura, tași din gură, mă. Aici nu-i bâlci, nu-i parad. Trece Iisus, ăsta este unul dintre rabini, este unul dintre predicatori. El trece cu minte pașnic pe drumurile noastre. Nu strica liniștea. Tași din gură, ține-ți gura, o să strigi după ce pleacă. Și el a început să strige și mai tare. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos nu poate fi înlocuită. Ați putea să spuneți după mine? Întâlnirea cu Domnul nu poate fi înlocuită. Încercați și spuneți trei și... Nu poate, Domnule. Nici Hagi, nici Halep, nici Maradona, nici Messi, nici Ronaldo, nici Putin, nici Zelenski, nici Isaac Rabin, nici Papa de la Roma, nici Buddha, nici Mahomed, nici nimeni nu poate să-L înlocuiască pe El. Cum vorbește El, nu vorbește nimeni. Cum iartă El, nu poate nimeni. Cum ajută El, nu poate nimeni. Cum ridică El, nu ridică nimeni. El e Dumnezeu, El e și tată, și mamă, și frate, și prieten. El e bun. Slavă Domnului Iisus. Aplaudați-L pe Domnul Iisus. Nu degeaba autorii spun: mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Faină cântare. Mi-e dor de tine, Iisus. Mi-e dragele. De ce Iisus? De ce Iisus? Știți, cartea Evreilor spune să ne uităm ținta la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Domnul Iisus Hristos, marele preot. De ce Iisus? El este împărat și Domn. În scrisoarea lui Pavel către Coloseni, capitolul 1 cu 13 la 20, spune: El ne-a izbăvit. El este chipul lui Dumnezeu. El este capul bisericii. El este mai înainte de toți veci. Iată de ce Iisus. El este împărat și Domn. El este jertfa de ispășire. Există în teologie o latură numită ispășirea. Ispășirea, dați-L pe Domnul Iisus. Păcatele tale nu mai sunt în cazier, la poliție, la DNA, la SRI. Le-a luat El. De ce Iisus? Iată de ce Iisus. El este modelul pentru noi de smerenie,
S-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Galateni 1:4 spune: s-a dat pentru noi și ne-a smuls. Galateni 1:4, ne-a smuls. S-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău. Ne-a scos din întuneric și ne-a adus la lumină. De sub puterea satanei și ne-a adus la Dumnezeu. Din moarte ne-a adus la viață și ne-a scris numele în cartea vieții. Laudă Domnului Iisus! Aplaudați-L că e bun și merită! Laudă Domnului! Vă dați seama ce statut avem? Vă dați seama la ce nivel suntem așezați? De-aia nu pufăiți țigări acum, de-aia nu duhneștea drog de la voi, de-aia nu duhneștea bere și alcool, și de-aia nu sunteți dragi. Și vorbeam cu soția, ce dragi ne sunteți, că Domnul a făcut din noi, din voi și din noi, a făcut o împărăție a Lui. Lăudați să fie Domnul! Iată de ce Iisus, nimeni nu putea să facă și El a făcut. El este exemplul de biruință pentru noi. De aceea Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume. Filipeni 2:9-10. Și-a dat numele acela. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și-a dat numele care este mai presus de orice nume, biruință. Pentru ca în numele lui Iisus, acum citim cu toții, vă rog frumos, și... și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Rostim cu toții: Iisus Hristos este Domnul. Și și surorile și frații: aleluia! Nu e așa că uiți, Domnule, că te mai doare. Uiți, Domnule, că ai de plătit rată, că ai datorie, Domnule. Uiți că ți-e strâng pantofii. Uiți, Domnule, că mai... uiți, cu Domnul suntem mai mult decât biruitori. Aleluia ție, Doamne! Eu când vi le spun asta, nu vi le spun că așa dă bine, că trebuie o predică făcută așa. Eu am probat. El botează cu Duhul Sfânt. Iată de ce Iisus. El botează. Ioan Botezătorul spunea: e cel care vine după mine, vine după mine, dar e mai mare decât mine, e înaintea mea. El va fi pus pe cruce, dar el este cel care a făcut lemnul din care va fi făcută crucea. El se va naște în iesle, dar el a făcut lemnul din care va fi făcută ieslea. El va fi botezat în apă, dar el a făcut apele în care va fi botezat. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului Iisus! Nu e așa că ți-e drag de El? Nu e așa că merită să-i cânți cântări, să-i compui cântări, să te rogi, să alergi și să predici despre El și să-L aștepți? Vino, Doamne Iisuse! Întâlnirea cu El nu poate fi înlocuită. Deja v-ați dat seama că nu poate. Că nimeni nu poate să ia locul, nici pentru o clipă, pentru o secundă. Nu există înlocuitor. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos nu poate fi anulată. Dacă în versetul 35 nu poate fi înlocuită, că El îl voia pe Domnul și mulțimea nu putea să-L înlocuiască pe Domnul, ea nu poate fi anulată. Știți? Se spune aici de fratele Vumbran, fratele Niculiță Moldoveanu, un om care s-a născut lângă Tecuci, în Munteni. A compus câteva, vreo 5.000 de cântări, dintre care o mare parte din ele le-a compus în pușcărie, fără să aibă o hârtie și fără să aibă un creion ca să scrie. Le compunea și făcea spumă dintr-un săpun rudimentar pe un borcan și cu un bețișor scria versurile și îl chema pe Vumbran și spune: hai mă să le memorăm, le memorăm să rămână cântările. După aia ștergea că venea altă cântare și într-o zi a venit gardianul. Gardianul și era gerul Bobotezei de iarnă. Era gerul Bobotezei și a zis: sub pat adunarea.
și era mozaic și a turnat apă. Ei slabi, cu niște haine și a ținut acolo. Și cât a stat acolo, Niculiță Moldoveanu compune: nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân pe urmă el. A ieșit ce a spus: mă, sunt bucuros, îi zice lui Vumbran. Și fratele Vumbran spune: dar de ce? Domnul mi-a dat o cântare, ea spune. Zice: mă, faină cântare, mai când vine să spunem gardianului să ne mai bage odată. Era ger foarte frig și erau acele jaluzele, nu era date înspre jos, niște jaluzele de lemn prin exterior, ca să nu vezi în curte oameni, să vezi numai sus. Și el a făcut cântarea, veți cânta, veți găsi în resursele de cântare Niculiță Moldoveanu, cântare numită Cer senin, cer senin, de lumină ești plin. De ce am venit cu exemplul ăsta? Întâlnirea cu Domnul nu poate fi anulată. Îi pui cătușe la mâini, îi pui picioarele în butuci ca lui Pavel și Sila, îl pui între gratii și chiar dacă îi închizi gura, el cântă lui Dumnezeu cu mintea și cu inima. S-a hotărât o tânără la noi să se pocăiască. Andrada, noi îi zicem Anda. Și am întrebat-o: Andrada, o să vin ai tăi la botez? Și a zis: nu, nu o să vină. Dar nici nu le spun, că dacă spun, s-ar putea să vină să facă rău. Dar cum așa? Da. Dar poate vrei să renunți. Nu te-ai gândit să renunți? Am vorbit cu ea și a zis: nu. Chiar dacă tata nu mă susține, dacă mama nu mă susține, frații, surorile nu mă susțin, eu îl urmez pe Domnul Iisus. Asta știți cum se numește? Întâlnire cu Domnul. Fetele care nu s-au întâlnit cu Domnul, dar s-au botezat, când vine primul băiat, primul golan, se duc aiurea. Băieții care s-au botezat, dar nu s-au întâlnit cu Domnul, când apare prima șmecherie, prima anturaj, prima gașcă, se duc. Cei care s-au întâlnit cu Domnul rămân statornici. Cel care s-a întâlnit cu Domnul rămâne, vă apreciez. Țara aceasta vă oferă toate să fiți răi. Și voi sunteți la casa Domnului, ați organizat acest lăcaș impecabil, organizați evanghelizări, primiți oaspeți, cheltuiți, eu știu bine ce faceți voi, cheltuiți și o faceți de dragul Domnului Iisus. Doamne, răsplătește-le Tu! Întâlnirea cu Domnul nu poate fi anulată. Când auzi oameni care spun: m-aș pocăi, dar nu mă lasă tata, nu mă lasă mama, nu mă lasă ăla, aia e fals, se ascund după ceva. Întâlnirea cu Domnul nu poate fi anulată. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, așa aici în versetul 39, cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare. Fiul lui David, ei îl certau, ei îl amenințau și el și mai tare. Cum trece Iisus și eu să ratez? Eu să stau acasă, să stau la televizor, să stau la meci, să stau la cafea, când trece Iisus prin cetatea mea, pe drumul meu, pe strada mea, trece Iisus pe lângă mine și eu să nu-i cad la picioare, eu să nu-l ating, eu să nu-i atrag atenția și să continui să rămân în starea mea de rob, de sclav, de cerșetor, de nimeni în drum, în hainele mele soioase. Și a aruncat haina lui murdară și a zis: vreau la Iisus.
așa frumos el a prezentat cineva, el a zugrăvit, încât a spus: Iisus este începutul și sfârșitul. Nu vreau să ratez momentul. Asta este și o învățătură, o lecție care ne învață să ne rugăm. Știți, ne rugăm pentru cineva bolnav, nu l-a vindecat, lasă-l, nu s-a pocăit, lasă-l. Omul acela a strigat, a strigat, s-a rugat, a repetat. Domnul e de acord să repetăm aceeași rugăciune. Că nu el depinde de noi, noi depindem de el. Nu el are nevoie de noi, noi avem nevoie de el. Și o spun din experiență. Am spus-o și seara trecută. Se făcea seara târziu. Și veneau medicii și spuneau să stingem lumina. Și spuneam: puteți să o stingeți, că se vede prin ușă. Și rămâneam doar cu Domnul. Și soția de undeva la hotel îmi dădea un bip: cum ești? Că nu putea să doarmă. Și spuneam: hai să ne rugăm. Și ne rugam. Știți, sunt momente uneori când ne rugăm așa să bifăm: Doamne, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. E un fel așa că se face în semnul cruci. Însă când omul are probleme, când are nevoie, când îl doare, când nu vede, când este la limita supraviețuirii, se roagă într-un mod aparte. Dacă îmi puneți mâna la gură, eu tot strig Iisus. Dacă mă faceți ghem și mă azvârliți de aici, tot voi striga la Iisus. Chiar dacă mă duceți în depărtări, tot voi striga la Iisus. Pentru că eu nu pe voi vă vreau. Oamenii sunt buni și ei la locul lor, dar cel care poate să rezolve problema mea este Domnul Iisus. Binecuvântat să fie El. Nu poate fi anulată. 3. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos răspunde marilor nevoi. Dacă acum Domnul Iisus Hristos ne-ar întreba: mai ai de trăit 5 minute? Sunt gata să îți răspund rugăciunii tale. Spune-mi, care este cea mai mare nevoie a ta? Dacă acum te-ar întreba Domnul. O cântare pe care noi o cântam spunea așa: nu jos, ci sus să-mi țin privirea, mereu spre cele dragi și noi. Nu-i rău când noi suntem în lume, ci rău când lumea e în noi. S-a făcut evangelizare în Africa, în Etiopia, și oamenii se adună sub niște copaci crescuți în deșert, în pustiu, copaci foarte denși, și aia e biserica lor. Dar înainte ca frații să se adune acolo, misionarii voiau să atragă atenția, să le atragă atenția oamenilor de la piață, de la vacarm, de la gălăgie. Și au chemat o fanfară care a început să cânte și au înălțat un fel de smeu, niște baloane, pe care scria Iisus. Și așa a făcut să le ridice privirea din colb, din drumul de sculți, și să privească acolo. Mâine este luni. După această campanie de evangelizare, se schimbă ceva în ordinea priorităților noastre? Auziți-mă bine ce spun. Iau la rând.
pantof, costum, parfum, mașină, ceas, salariu, mărci, concediu, du-te, vino, nu știu ce. Se schimbă în ordinea priorităților. Umblați după lucrurile de sus. Acelea sunt veșnice. Acestea sunt trecătoare. N-am fost de mult în America, dar cineva apropiat mie a fost în America și a zis, am mers acolo la o cafenea să cumpăr o cafea și am vrut să dau cash, dolarul lor, și nu mi-a primit, trebuie doar cu cardul. La noi se spune că deja nu, într-un timp anume nu vom mai putea folosi banii, ci doar cardul. Cineva spunea la radio, eu îi țin la saltea, ține-i, o să le dai foc. Toate sunt trecătoare. Și mașina, și casa, și banii, toate sunt trecătoare. Ceea ce este veșnic rămâne relația cu Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Relația cu Domnul Iisus Hristos se învață în timp. Trebuie să o vrei, trebuie să o dorești. Întâlnirea cu Domnul răspunde marilor nevoi. Iisus s-a apropiat de el. C-a întrebat. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă. El striga și mai tare. Iisus s-a apropiat de el și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat. Ce vrei să-ți fac? Omul smerit, când ascultă o predică, o prorocie, o cântare, spune, parcă mie mi-a vorbit Domnul. Omul mândru zice, aia, cred că pentru ăla a fost, cred că lui i-a vorbit. Omul smerit zice, parcă mie mi-a vorbit Domnul. Evanghelia aceasta este pentru noi, parcă mie mi-a vorbit Domnul. Simți că te întreabă Domnul, ce vrei să-ți fac? Cine-i de la Madrid? Care-i fratele? Ce vrei să-ți fac, mă, întreabă Domnul? De ce vini de la Madrid? Înțelege, am respect. De ce vini, mă, de la Madrid? Soția Lili, ai venit, de ce ai venit din România? Pe fică, de ce ai venit? Ce vrei să-ți fac? Cerem lucruri mari. Sunt chestiuni pe care ți le-am dat ție la îndemână să le rezolvi, să te speli, să te îmbraci, să mături, să dai cu aspiratorul. Dar sunt chestiuni pe care nu le poți face singur. Ce vrei să-ți fac? Sunt probleme pe care le pot rezolva oamenii, părinții, autoritățile. Dar există ceva ce oamenii nu pot. Ce vrei să-ți fac? M-am spus. Toți doctorii care s-au ocupat de mine, rând pe rând, mi-au spus, domnule, noi... Una chiar a și spus, noi lucrăm după ce am învățat din cărți, cărți scrise de oameni de 10 ani, de 100 de ani înaintea noastră, lucrăm după cărți. Dar cel care poate să dea vindecare este Dumnezeu. Dar iertare poate da cineva în afară de El? Nimeni. El este singurul care și-a dat viața pentru noi, pe Golgota, pe cruce. Numai El poate, El poate, El poate, El poate. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat ce vrei să-ți fac și el spune, Doamne, atât vreau, să văd. Vreau să văd și eu. Atât, ce rugăciune. Și Domnul s-a uitat și a spus, vezi mă. Și a început să vadă. Capătă-ți vederea. A început să vadă. Capătă-ți vederea. Vezi. Sunt de acord cu asta. Să încep să vezi. Răspunde marilor nevoi. E posibil că porți, o cântare veche spune așa, știi tu ce port în pieptul meu?
E posibil că porți o problemă de o săptămână, de două, de trei, de o lună, de un an, pe care n-ai spus-o. Te-ai obișnuit cu ea. E un tic, e o adicție, e o dependență de ceva. A început să ți se pară normală și să zici că merge și asta în cer, dar nu merge în cer. Biblia spune acolo în cer nu intră nimic întinat și spurcat. Nici o vorbă rea, nici o glumă proastă, nimic. Singurul care poate da eliberare este Domnul. El este aici, El vrea. El e cu noi, slavă Domnului Iisus. Ce vrei să-ți fac? Întâlnirea cu El răspunde marilor nevoi. Nevoia ta, nevoia soțului, nevoia soției, nevoia copiilor, nevoia părinților. Capătă-ți vederea. Pentru Domnul Iisus Hristos nu este cu nimic mai greu să vindece o mică julitură decât să vindece cancer, leucemie, metastază, depresie, demență. Domnul Iisus poate, El este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Așa cum El poate să ierte o minciunică, El poate să ierte orice faptă comisă de noi. Pentru că în rai nu se intră cu minciuni. Mă, nu se intră cu păcate mari, dar cu minciuni se intră, nu? Spuneam și astăzi la biserica cealaltă, facem stăruință. Și spunem fraților și surorilor înainte de botez în apă, dacă vrei să te mărturisești, să începi, zice, n-am nimic. Sau înainte de botez în Duhul Sfânt, dacă vrei să te mărturisești, n-am nimic, spune el. Și ne rugăm luni, marți, miercuri, joi, vineri și la sfârșit de săptămână, când Domnul nu l-a botezat în Duhul Sfânt, vine și spune, frate, am o problemă, mă mărturisesc. Se mărturisește, se pocăiește și Domnul botează. Dar de ce a cărat-o după el toată săptămâna? A crezut că poate merge așa și pe scurtătură. Să meargă așa, într-un fel, pe ocolit, așa pe trotuar, poate merge și așa. Ni se pare nouă. Domnul nu arată obrazul nimănui, nu izgonește pe nimeni. El este gata să rezolve cele mai mari nevoi. Pentru că în final, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos restabilește viitorul. Numai decât orbul și-a căpătat vederea, versetul 43. Vă rog să citiți cu toții. Și a mers după Iisus. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos îmi schimbă traseul, îmi schimbă ordinea în priorități, îmi schimbă anturajul. Mergeam după prieteni, după prietene, după băieți, după fete, după nașul, după nașa, după părinți, după bunici, după apucături, după ceea ce știam eu, după tradiții. După ce m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, le-am aruncat, zice apostolul Pavel, toate, le privesc ca un gunoi, privesc spre țintă, să trăiesc cu El și pentru El, mărire Domnului Iisus, binecuvântat fii, Doamne! Acesta este Domnul nostru drag. Pentru că El este singurul care ne poate spăla. Este singurul care ne poate înnoi. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Sângele Lui. Sângele Domnului Iisus Hristos, zice apostolul Petru în capitolul 1 cu versetul 18 și 19, ați fost răscumpărați nu cu aur, nu cu mărgăritare, ci ați fost răscumpărați cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Ai valoare! Știi care e valoare pe care o ai? Valoare pe care a dat-o cumpărătorul. Ai cumpărat o haină, o orgă, o mașină și te întreabă cineva, cât ai dat pe ea? Atât, atât a costat. Atât a costat cât ai dat tu pe ea. Indiferent că am o clasă, că nu am nicio clasă, că sunt analfabet, că sunt bătrân, că nu am dantură, că nu am nu știu ce școală, eu am valoare pentru că Domnul Iisus Hristos a plătit pentru noi prețul pe care l-a plătit pentru Petru, pentru Andrei, pentru Ioan, pentru Pavel. Ai valoarea sfinților, lăudat să fie Domnul Iisus, și sângele Lui curăță.
prețul sângelui, sângele Domnului Iisus, Domnul cu sângele Lui a plătit eliberarea noastră. Ne-a sfințit și ne-a ridicat. Binecuvântat să fie El. Ce vrei să-ți fac, întreabă Domnul seara aceasta? Surori și frați, așa dragi, îmi sunteți, ne sunteți, așa ne-am atașat de voi, vorbeam cu soția, cu Lili, așa impresie bună ne-ați făcut. Vom pleca și vrem să vă încredințăm în mâna bună a Domnului Iisus Hristos. Dacă nu ai avut o întâlnire cu Domnul până în seara aceasta, seara aceasta Domnul Iisus Hristos este aici și te-a chemat să te întâlnești cu El. Și te întreabă ce vrei să-ți fac. Spuneam în cealaltă biserică, la un moment dat eram în spital și mă aflam în niște dureri cumplite și am spus Domnului să se îndure de mine. Și s-a îndurat. Însă altă dată am vrut să spun rugăciunea Tatăl nostru și am uitat. Nu știam rugăciunea Tatăl nostru. Nu știam rugăciunea. Și am spus, ce mă fac? Voiam să trimit un mesaj la cineva apropiat mie, un presbiter din biserică, să-mi trimită rugăciunea Tatăl nostru. Dar nu știam numele lui. Din citirea Scripturii și din lumina pe care am primit-o de la Domnul, am înțeles că Duhul Sfânt, așa cum Domnul Iisus este la Tatăl și mijlocește pentru noi, am înțeles că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și am spus Duhului Sfânt, Duhule Sfânt, roagă-te pentru mine, eu nu știu să mai mă rog. Spune tu doctorilor, pune îngerii la treabă. Și am început să vorbesc în limbi. Pune îngerii la treabă să îi ajute pe doctori să nu mor. Domnul s-a îndurat de mine. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos schimbă traiectoria. Schimbă direcția, schimbă ordinea priorităților. Omul care pretinde că s-a întâlnit cu Domnul, dar trăiește în trecut, trăiește după prioritățile lui, după programele lui, după obiceiurile lui, omul acela nu s-a întâlnit cu Domnul. Omul care s-a întâlnit cu Domnul seamănă cu Domnul. Omul care s-a întâlnit cu Domnul vrea să nu-L supere pe Domnul. Omul care s-a întâlnit cu Domnul vrea să placă Domnului ziua și noaptea. Te-ai întâlnit cu Domnul Iisus? Dacă frații au cântat cântarea când El vorbește, El vorbește oricum. Noi nu-L auzim. Faptul că se întâmplă acum chestiuni în Ucraina, în Orient, El vorbește. Faptul că astăzi noi ne aflăm la evanghelizare, Domnul vorbește. E har pentru noi că ne vorbește așa. Ne vorbește aici, nu în război, nu la terapie intensivă și nu ești intubat. El vorbește. Simți că te privește în inimă? Simți că îți face cu mâna? Simți că te cheamă? Și spune, știi ce? Ne-am mai întâlnit? Da. Te-ai prefăcut. Vă invit să stați ridicați. Știți ceva? Vreau să vă așez în mâinile Domnului Iisus Hristos.
vreau să mă rog. Dar am o întrebare. Este cineva aici care nu a încheiat legământ cu Domnul, care nu s-a botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, nu s-a pocăit? Este cineva? Dar dacă este, doar să arăți un semn cu mâna și atâta tot. Uite că este cineva, încă unul, Domnul să vă binecuvânteze. Mă, feciori, mă, am copii ca voi. Ce aș spune copiilor noștri, vă spun și vouă. Seara aceasta au cântat ei, am predicat eu, nimic grozav. Dar Domnul Iisus nu v-a chemat la întâlnire cu noi. Domnul Iisus v-a chemat la întâlnire cu El. La întâlnire cu El. Poți să mergi pe urmele Lui, să poți să te duci în treaba ta. Vreau să vă spun ceva. Singura părere de rău a oamenilor care s-au pocăit cu adevărat este aceea că s-au pocăit prea târziu. Mai este cineva care nu a încheiat legământ cu Domnul, care nu s-a botezat, nu s-a pocăit? Fă un semn cu mâna dacă mai este cineva. Știți cum, eu nu vă forțez, bun, hai bă, dacă tot v-am prins aici, pocăiește, că nu-i treaba mea. Treaba mea este să-L predic pe Domnul Iisus. Cel care mântuie și iartă păcate este El. Slăvit să fie Domnul Iisus. El este acel. Vă rog să stați cu ochii închiși acum, dacă mai sunt din cei care s-au botezat, dar pocăiți, dar au păreri de rău că au greșit cumva în vreun fel anume, vă rog, stați cu ochii închiși, să nu îi împiedicăm. Dacă există cineva care l-a supărat pe Domnul, cumva, habar nu am cum,